Salutare lume, eu sunt iHatePink și ne-am întors cu episodul numărul 8 din Technic Pack. Spuneți-mi că sunteți fericiți, da, avem și noul Technic Pack, versiunea 5.0.5, cealaltă pe care o aveam atunci era 5.0.4 și astăzi ne vom crea, vom încerca să facem un alchemical chest de fapt, apoi vom face un alchemical bag pentru că vom avea nevoie de ea pentru toate aceste itemuri care le avem pe aici, pentru că va trebui să ne mutăm astfel încât lumea să genereze copaci de cauciuc de aia buni, ok? Sper că ați înțeles esențialul, hai să și vedem. Prima dată am niște rețete acolo pe Opera, dar mă rog, hai să vedem. Prima dată trebuie să creiem niște praf covalente sau ceva de covalent dust, ok. Așa se face, uite așa, stai să-mi dau seama acum. Sigur ăsta e iron? Da, e iron. Ok, o să vedem noi. Știu că unul îl punem așa și așa. Ok, avem niște covalent dust. Să punem ăsta la loc. Să mă uit încă o dată să văd cum naiba se face. Ok, un redstone și două. Oh, da, bun. Da, chestia că sunt rețete din Equivalent Exchange-ul vechi și asta e cam ciudat. Unele sunt din ăsta vechi și te mai încurci în ele. Și acum avem nevoie de un de asta și un... wow, nu vine să cred că nu am. Cobblestone. Așa faceți toate prafurile covalente. Acum să vedem, o să avem nevoie de un chest. Hai să punem aici în chestul ăsta tot ce nu avem nevoie deocamdată. Vom avea nevoie de prafurile covalente. Vom avea nevoie de un chest, vom avea nevoie de un diamant. Vom avea nevoie și de 2 iron. Unde am lăsat iron-ul? Știu că l-am băgat aici în cușcă. Cușcă chest, pardon. Unde ești, mă, iron-le? Aici. Stai să mă uit odată la... Avem nevoie de un chest, așa, și de 2 stone-uri. Știu că am prăjit un pic un pic de stone. Oh, nu, ăsta e clay. Clay care l-am făcut un pic cu... Așa, cu Equivalent Exchange-ul. Hai să vedem acum rețeta. O să ne facem și un crafting table 2. Nu vă faceți griji. Așa. Apoi diamantul vine în mijloc. Chestul vine jos. Aici sus vine verde, albăstrui, albastru. Verde, albăstrui, albastru. Și ce mai trebuie aici? Iron. Super! Avem un alchemical chest. Așa, vreți să-l pun și jos să vă arăt ce face? Ia uitați. Cam asta, da, asta face. Oh, super, l-am și luat înapoi. Acum, pentru... stați că acum avem... Trebuie să facem alchemical bag. Hai... Ne trebuie lână pentru asta. Hai să facem un farfec și să vedem afară. Sau stai, avem niște ață pe aici. Stați să văd câtă lână ne trebuie. Ne trebuie 3-5 lâni. Nu, deci o să trebuiască să facem un de ăsta și mergem să căutăm lână. Dar ia să ne facem și noi și o armură ceva. Așa, niște pantaloni. Și ajunge. Așa. Să mă gândesc. Trebuie să facem o armă mai bună. Hai să ne facem o sabie de emerald. Ar fi bine? E pentru voi ok? Super. Așa, să vedem. Bețe. Nu am pe aici nicăieri bețe. Știu că am pe undeva. Nu-i problemă, o să facem niște bețe. Uite, luăm asta. Să iau și oasele de aici, pentru că am văzut niște căței pe afară. Și abia aștept să-i fac căței mei. Așa.
Stai să ne... Am luat emeraldul? Da, l-am luat. Ok. Încă nu o să facă arme de alea noi. Ia să încercăm. Dai. Na, nu merge. Așa. Ok, sabie de emerald. O să mai citim și niște comenturi. Am câteva acolo. Avem alchimical chest-ul pe care să-l lăsăm aici. Avem nevoie de lână. Da, de lână. De asta am ieșit. Vrem să ieșim afară. Unde am pus... Așa. Aici, 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 aici. Asta de fapt să le avem în caz de... Mă luăm și niște mâncare de asta cu noi și gata, suntem gata să plecăm. Aoleu, un creeper, nu! Aoleu. Da. Nu, nu creepere, nu! Nu a intrat un creeper în casă, nu! Nu, 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 nu! Aoleu. Aoleu, 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 ce o să trebuiască noi să-i facem? Să nu deschizi ușa unui creeper. Ever, ever. Avem pe aici niște torțe? Da, avem. Wow! Și aveam multe chestii. Ok, să vedem. Luăm niște lemn. Punem astea înapoi. Să facem și chesturi. Aha. Ok. Două chesturi. Luăm, le punem aici. O să repar eu chestia asta cândva. Ok, să vedem. Asta... A, nu, 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 stai, asta îmi trebuie. Așa. Covalent dust-ul, hai să-l las aici. E foarte valoros. Am folosit diamante pentru el, ce naiba. Așa, nicolite, gheru, gravel-ul. Tinu, săgețile, banii, niște de ăsta, niște de ăsta, niște cupru, niște marble. Stai să merg să mai adun chestii. Dacă vă întrebați de ce tot iau același achievement de fiecare dată, e pentru că eu instalez Minecraft-ul la fiecare restart. Nu mă întrebați de ce. Să vedem. Oh, în loc să plecăm și noi acum să căutăm niște lână, să căutăm, uite, am găsit niște iron. Noi stăm și... Sper că am luat totul de pe aici. Sper că, da. O, am 25 lână, să vedem. Ață, pardon. O, stai un păianjen în afară. Păianjule, dă-mi ața. Wow. Așa, avem niște lână, niște ață, nu știu ce dracu am de tot zic lână. Să vedem. Oh, lol. Stai puțin, avem nevoie de 5 câi... Ok, cred că am terminat atât de repede, credeam că o să ne ia mult mai mult. Hide covalent dust este albastru. Să vedem, ne trebuie. Deci am două philosopher stone-uri. Ah, una era... da, una era... Una era așa matricea aia pe care am uitat eu să o șterg. Ok. Să vedem. Hai să citim și un coment, ok? Hai să vedem. Chuck Norris vrea ca mesajul ăsta să apară în episodul următor. Bine, Dumitrache 12 a apărut. Ești fericit, sper. Sper că ești fericit, pentru că dacă nu, nu știu ce aș putea să mai fac. Așa. O să spun și mai târziu cum faceți cartea asta. Să vedem. Se pare că n-am mai trebuit să... Bun. Lână. Lână, lână, lână. Cred că așa. Apoi un H de la Hidecova... Nu. Hidecova lângă asta aici. Și aici ar trebui să fie alchimical chest-ul pe care nu-l avem. Care l-am pus aici, firar. Ok. Mai trebuie să fie aceeași culoare. O să iasă, mi se pare, cu o lână. O... Stai, n-avem niște culori? Vreau să fac altă culoare la asta. Avem niște culori pe aici? Avem... Da, nimic. Stai acolo, normal că nu-i nimic. Hai să vedem aici. Deci, puteam să jur că aveam mai multe itemuri de atât. Unde sunt restul? Creeper nu le putea sparge, nu? O să închid și muzica asta că mă disperă. De fapt, s-o las foarte așa, foarte încet. Oh, păi în gen. Oh, s-a răzgândit, s-a răzgândit. Așa, scorpion. Oh, lupii, trebuie, am o sel la mine, da. Să vezi câți lupi o să facem acum. Ia de aici. Chestiile astea ale mele nu vor exploda, pentru că nu cred că astea de steam explodează. E ok?
Ați înțeles? S-ar putea că astea nu explodează. Nu știu de care ați făcut voi de ziceți că a explodat și... Dar mă rog, hai lupule, hai, hai, hai de... Uu, e din primul al meu, hai lupșor. Hai să mai facem rost de lupi. Și poate o să o... Ce lup leneș, ok, ai venit. Unde sunt ceilalți prieteni ai tăi? Oh, avem... avem plante roșii, asta e super. Plante, flori. Și o să facem cu ele niște lână roșie, cu care o să facem săculețul să fie roșu. Asta va fi super. Sau am putea să-l facem indigo. Asta ar fi tare. Dacă ne va lăsa. Cred că e destul. Să vedem unde sunt plantele alea. Ok. Indigo. Vom lua lână care e aici. Și vom face niște lână. Indigo. Nu, albastră. Ah, e ok. E ok. Normal ar fi trebuit să facem din verde și din galben, probabil albastru. Ba nu, cu lapis, da. Derp. Derp. Unde sunt ceilalți lupi? Stai că vreau mai mulți. Unde sunt lupii? Știu că erau pe aici, dar... știu că am văzut vreo 4, dar am zis, băi, să nu iau pe acum. O să creadă lumea că trișez. De asemenea, în noul Technic Pack nu mai... Oh, un cal. Eten măta. O pasă, o cioară. A, tu scătul mătii. De asemenea... Oh, uite un lup. Sau stai, ăsta e a meu? Da, e a meu ăsta, stai. În noul Technic Pack nu mai avem... too many items, așa că... Nu cred că veți mai avea vreo metodă să mai spuneți unii dintre voi. Wow, ce muță! Muță! Hai cățel, nu-i nevoie să te... Ce? Aia a meu. Am crezut că e altul. Uite încă una. Ce muță proastă. Muțele sunt așa proaste. Oh, uite un lup. Uite încă unul. Stai lupi. Bravo, lupile. Stai, lupule. Nu, ce? Uleu. Nu, căței. O, oh, virar, era să o pățească. Hai aici, lupule, hai. Haide. În sfârșit. I-am dat la oaselul ăsta. Oh, am crezut că e ceva rău. Așa. Oh, uite tu fișul de roșii pe care îl vroiam. Oh, nu, s-a distrus. Oh, un goat. Marș de aici. Un urs. Uite ce drăguț e. Așa, bă. Bă, că. Așa, pe ei. Pe ei cățeilor. Pe el, de fapt. Pe el. Mm. Să vedem ce mai facem și noi aici. Am venit pentru că aveam lână care ne trebuia. Cred că așa e. Apoi punem... Oh, stai, așa aici. Nu mă uitam și... Na. Așa, acum avem Hide, Covalent Dust pe aici. Așa. Hai să punem aici totul. Și o să luăm... Și o să le și sortăm. O să vedem noi. Chestia mișto e că poți să pui în aceste săculețe, poți să pui alte săculețe. Deci poți să ai un fel de bag-ception. Chestia aia când pui multe chestii una între alta. Ok, avem asta de care ne trebuie. Acum suntem pregătiți să părăsim acest... Suntem pregătiți să părăsim acest loc și vom părăsi pentru că vreau... Vrem, de fapt, dacă și voi vreți asta, nu e problemă. Vrem să ne facem și noi propriul nostru regat și ăla o să fie chiar mare. O să mergem și în subteran și o să lucrăm cu o grămadă de chestii. O să lucrăm și cu Thomcraft. Cred că așa e. Ok, avem asta care e plină ochi de itemuri și uite cât loc mai avem. Dacă nu o să fie destul, o să mai aruncăm dacă nu. Avem aici o grămadă de mâncare, o să și sortăm chestiile astea pentru că avem inventory Twix. Iar eu mare... Bun, astea, butoanele astea nu-mi trebuie. Nu-mi trebuiesc. N-am nevoie de ele. Nici de astea, nici de asta, nici de asta, nici de asta. Și o să lucrăm puțin și cu... stai, ce cu astea? Flax seeds, n-am nevoie. Am copaci. Așa, să vedem, punem aici astea. Stați să mă scarpin la nas. Ok, mai avem și aici itemuri.
Trebuie să fac rost de niște... Oh, avem obsidian. Așa, să punem astea aici, punem astea aici. Așa, ăsta e gol. Ăsta nu. Ăsta da. O, stai. Cum activez? Asta e foarte simplu, dai, o ții în mână și dai click dreapta. Mai citim și un coment. Bă, știi ce-i trebuie? Un alchimical chest sau cum eu zice, că nu știu ce feluri de redstone-uri, dar pe alte culori și parcă piatra de vulcan și apoi mai trebuie nu știu ce, dar oricum pierde chestul ăla că de pe atunci iese un ghiozdan. Da, asta am făcut astăzi. Știu că mai era un coment ca acesta înaintea ta, dar... n-aveți drepturi de autor pe ele, așa că vă poate copia lumea. Fiindcă am o întrebare, cărticica aia, Tome, cum ai făcut-o? Am făcut-o off-camera, probabil nu trebuia, dar o faci așa. Pui o carte, o pană și un ink sac. Deci trebuie... Bă, tu de ce stai jos? Ridică-te, mă! Stai, nu, erai sus și te-am pus jos. Ok. Asta am făcut. Să vedem... n-am citit numele? Ok. The Scary Minecraft mi-a spus mesajul ăsta foarte lung. Și aici avem un mesaj de la Serbipunu. Hey, încearcă să faci Workbench 2, e foarte mișto. Am putea să facem chiar acum, dar având în vedere că ne vom muta, nu cred că ne va fi foarte de folos. Aici avem niște iron și niște coal, le vom lua. Și hai să vă și arăt cam cum se folosește. De fapt, stai. Nu. De fapt, câinii să stea în casă, hai. Câinii să stea în casă. Ce s-a întâmplat aici? Facem și rost și niște mere, niște avocado. Am să rup eu puțin astea că... Da. Ăsta e un câine străin? Nu e a meu. S-au teleportat, ok. Răi, trebuia să-i pun să stea jos. După cum vedeți... Asta rămâne fără căul. Hai. Am mai văzut un mesaj, de ce nu am pus chestul lângă asta? Păi am vrut și eu să mai fiu mai performant cu niște țevi, cu niște chestii. Așa. Aoleu, băi, câine nu mă împinge acolo că te bat. Avem acolo niște... Wow, ar trebui să coborâm jos. Așa că hai să coborâm. Ia, veniți încoace căței, hai. Hai, vine încoace. Așa, stai jos, stai jos. Așa, avem trei căței care stau jos aici. Alo, tu nu vezi că nu-i nimeni acasă? Așa. Să vedem. Cum se manevrează chestia asta, băieți? Pentru că mă mai disperă unia pe mes. Cum manevrez asta? Dacă trebuie să... stai, nu, 5. Ok. Chestia asta se manevrează pe butoanele alea 5... De fapt, pe 5 se oprește, pe 8 merge înainte, pe 4 stânga. Și nu pot să ies de aici. Ok, hai să mă dau în jos. Bună idee. Și acum să dau un stop. Stop, am spus. Și stop. Dar trebuie să aveți butoanele astea din nu! Stai, navă, stai așa. Ok. S-a oprit, e ok. Aoleu! În bag avem niște blocuri să folosim. Aoleu, stop! Ok. Nu, creeper! Creeper! Creeper, creeper, creeper. Hai, caz acolo, caz acolo, băiete! Bravo, creeper! Troll. Așa se troluiește un creeper. Așa, dă-i cu spatele, dă-i cu spatele, dă-i cu spatele. 5. Iar acum să dăm viteză în jos. Cu toată viteza în jos. I say, old chap, chap, who's watching Bernie? Așa. Ia uite, să vedem ce avem pe aici. Cred că pickaxe-ul meu, da, e în asta. Ăsta cred că e argint. Dă-te, mă, să mineresc. Uite, mă, cum o... ce disperant. Am găsit aur.
Oare la ce coordonată suntem? Suntem la 26. Ok, mai avem până la diamant, dar... Așa, e prea tare. Trebuie să încercați tehnic pack-ul. Episodul acesta se sfârșește aici. Ne-am făcut ce am propus, am făcut alchemical bag-ul. Data viitoare ne vom aventura într-un loc unde să ne facem propriul nostru regat. Veți vedea despre ce e vorba. Între timp eu voi mai omorâ off-camera monștri, astfel încât să fim capabili să facem chestia aia. Așa, să vedem. Ce mai avem pe aici? Mai avem niște... avem fier și alt argint sau tin. Da. Da, și asta o să facem. O să ne îndepărtăm astfel încât și copacii de cauciuc se vor genera și vom face și chestii cu industrial craft. Dar sunt atât de multe rețete și atât de multe metode de a face energie pentru mașinile din astea încât mă depășește pur și simplu. Nu prea am memorie bună, după cum ați și văzut. Deci repet o dată rețeta, apoi... Stai, care era rețeta? Unde? Nava! Gâtul mătii, iar am uitat să... Ok, o să ies eu de aici cumva. Până data viitoare, nu uitați să... Brat stupid. Brat să... Ce stupid e! O, nu iar vine să-mi ia asta. Nu! No! Nu. No. Aoleu, de ce mi-a scăzut? Oh, n-am mâncare. Ok, am mâncare aici. Am mâncare. Stai că aveam și aici, oh. Ușor, ușor, hai. Avem niște mâncare pe data viitoare. Cam asta a fost pe ziua de azi. Și nu mă mai stresați, pun episoadele când vreau și când am timp și chef. Am și eu o viață. Pe data viitoare. Safire sau... Astea ce sunt? Da, sunt safire. Pe data viitoare, la revedere. Safire, safire, safire. Argint.